În data de 21 a patra, în parcul Dacia, a fost liber la călcat iarba, la stat pe pătură, la citit sau la făcut sport. Parcul s-a umplut de timișoreni de toate vârstele ieșiți la picnic. Entuziasmul și veselia au fost prezente pe chipurile timișorenilor. Printre activitățile desfășurate se numără și înălțatul zmeelor, olărit, șah, desene, baloane de săpun și standuri cu mâncare ale afacerilor locale. Este primul picnic pe care îl organizăm în parcurile din Timișoara împreună cu Vizi Timișoara. Organizația de promovare a orașului face parte din strategia noastră de integrare a spațiului verde în viața comunității. Continuăm cu un nou picnic în 19 mai în parcul Pădurice. Administrația este despre Timișoreni, nu despre conducătorii lor, a declarat primarul Dominic Fritz.